pe care o discutăm astăzi. Și am răsfăit-o. Am zis că m-a ales pe mine ca prezentator că nu apar în cuprinsul statistică. Apare în alte. Pentru că o astfel de carte este imposibil să poată fi comentată de cineva care să nu fie prezent în cuprinsul tabelei de materie. Dar cum s-a sugerat deja, citind cu mai cu atenție, am văzut că a comentat și acea antologie a poeților brăileni. Nu, unde figurez și eu cu câteva poeme din care mă și citează cu o strofă. Prin urmare, nu am scăpat de această situație, nu fără ieșire, de a nu putea să fiu totalmente obiectiv. Bine, dincolo de acest fapt, trebuie să menționez ideea că pe domnul Angel îl cunosc de când eram oarecum boboc în ale învățământului. O perioadă în care mă plimbam prin mai multe școli, făcând muncă de orientare școlară. Și în biroul directorial, cred că de la școala 11 și 12. Nu mai știu. L-am cunoscut pe domnul Angel și atunci am avut posibilitatea să discut cu un coleg, profesor, elemente, aspecte din actualitatea literară. Că, în general, în cancelarie nu prea se vorbește despre ce am mai zis Manolescu, ce am mai zis Simion, ce am mai zis Barbu și așa mai departe. Ei, cu dumnealui s-a putut discuta diverse probleme ale actualității literare, de unde rezulta faptul că este la curent cu presa literară și cu tot ce apărea pe piața de carte în anii 70. 70 către 80. Către anii 80. Evident că faptul că a început să apară bucăți la o vârstă nu foarte timpurie, la 56 de ani a debutat cu o carte, nu m-a uimit, era previzibil, nu? Pentru că un om care are un interes atât de viu pentru tot ce se scrie în această țară, nu putea să nu se manifeste și ca autor de carte.